Meciul care urmează, da, luni între Universitatea Craiova și Rapid, și l-avem la telefon pe Mircea Pepe Bornescu, așa cum îl știm noi, noul manager, nu greșim, bună dimineața! Bună dimineața, vă salut! Pepe, Dinu Teodoran este în studio alături de mine în această dimineață. Nu știu dacă ai sughițat că vorbeam de tine și în pauză. Mircea, da. Vă pregătiți de, nu, derbiul sau primul derby din Liga a doua pentru promovare, de meciul cu Rapid. Da, este un meci important pentru noi, pentru că cu o victorie ne putem detașa de locul 3, care este locul de care noi încercăm să ne detașăm, pentru că doar primele două vor promova. Și nu va fi neapărat important de pe ce loc vom promova, unul sau doi. Va fi un meci frumos, păcat că nu se joacă cu spectatori, pentru că aveam un spectacol și în tribune, însă sperăm să-l avem pe teren. V-ar fi ajutat să nu reușească o victorie Rapidul ieri, sau e bine că până la urmă vă detașează voi? Că spuneam mai devreme, nu contează că e primul loc sau locul 2, important e să promovezi. Exact. Sincer, m-aș bucura ca și Rapidul să promoveze împreună cu noi, pentru că, din punct de vedere personal, este echipa la care eu am jucat și mă simt foarte bine, sunt foarte atașat și de suporterii Rapidului, însă cel mai important pentru mine, de fapt, este să promovăm noi. Nu mai contează ce fac celelalte competitoare, important este ce facem noi. Salut, Mircea! Salut. Ce vreau să te întrezi? Ținând cont că ai fost un jucător foarte iubit la Rapid, la fel și la Craiova, unde o să stai? Între... Eu cred că tu vrei să meciul de luni, adică fiecare să luați 3 puncte, și Rapidul și Craiova. Dacă se schimbă regulamentul, ar fi perfect, nu? Da, pentru că ai făcut performanțe și la Rapid și la Craiova, știu că, dar cum am vorbit și cu Edi mai devreme, cred că mai e mai aproape de Cămașul, nu? Sau? Da, normal, îți dai seama, sunt la Craiova în momentul de față, îmi doresc foarte mult să promovăm. Așa cum am spus, mi-aș dori să promovez și Rapid, însă în momentul de față eu sunt la Universitatea Craiova și este echipa la care eu activez acum și la care țin foarte mult. Am văzut că face o echipă bună cu Eugen Trică, inclusiv la goluri, și să vă bucurați împreună. Da. Așa trăim noi meciurile, suntem la timp și suntem mai aprinși, așa. A fost o bucurie inedită și, sincer, personal, eu m-am amuzat și e frumos să știm că nu doar că trăim în tensiune, că e o tensiune pentru voi, dar știm să ne și descătușăm atunci când este momentul frumos. Exact. A fost un moment, cum să spun eu, un spontan în care ne-am dorit foarte mult să mărcăm, să scriem și să câștigăm acel meci și a fost o descătușare. Eugen nu mai dădea drumul, dar mă rog, astea sunt momentele frumoase în fotbal. Da, și eu îi doresc lui Mircea, pentru cariera pe care a ales-o, multă baftă, să aibă performanță. E un om care a lucrat cu el la voluntari. Voi v-ați întâlnit la voluntari, da, exact. Care tot timpul era de dimineață până seara, își dorea foarte mult pe partea. Eu mai ziceam, bă, Mircea, de ce nu vrei să fii antrenor cu portari, care are o experiență? Nu, mai ales că ia pe partea asta și mă bucur pentru el și doresc să aibă performanță. Mulțumesc frumos, Dino, și eu la rândul meu te urmăresc și sper din tot sufletul să faci o carieră ca și antrenor, așa cum ți-ai propus, pentru că cunoști foarte mult fotbal și ești un băiat tânăr de calitate care are tot viitorul în față. Poate într-o zi veți lucra împreună, de ce nu? Da, desigur. Sunt convins că se va întâmpla și chestia. Cum te-ai acomodat cu rolul pe care l-ai? Ești... Tu n-ai fost un tip, sau ai fost un tip mai dur așa, 90 de minute, pentru că îți doreai să câștigi, dar altfel felul tău de a fi este unul relaxat, să spun. Da. Îți dai seama că sunt într-o altă postură acum, dar încerc să transmit jucătorilor determinare și spirit de sacrificiu, pentru că în fotbal, fără determinare, nu poți face performanță, oricât de bun ai fi. Ai o echipă a Craiovei și cred că cu atât mai mare este dorința, cu cât vreți să și demonstrați că în acel oraș
mai poate exista o echipă, toată lumea sau suporterii sunt legați mai mult de această echipă a Universității Craiova, patronată de domnul Mititelu și unde activezi și tu, decât de cea care există acum în Liga 1, da? O echipă înființată și care a promovat și care are performanțe. Cum vă veți înțelege? Ați ajuns să vă împărțiți și stadionul și după aia în Liga 1 cred că vor fi ambițiile și mai mari în a demonstra că unii sau alții sunt mai buni. Sincer, pe mine nu mă interesează de cealaltă echipă, nu mă interesează absolut nimic ce ține de cealaltă echipă și nici nu aș dori să fac prea multe comentarii despre ei. Pe mine mă interesează Universitatea Craiova, clubul la care activez și încerc să-mi fac cât pot eu de bine treaba. Sperăm să promovăm, pentru că avem suporterii din punctul meu de vedere de partea noastră. Avem Peluza Sud, care este una dintre cele mai impunătoare galerii din țară și acest lucru ne motivează foarte mult și ne dă încredere că putem face performanță și în Liga 1. Bebe, mulțumim mult de tot, multă baftă în continuare, să vă îndepliniți obiectivul. Mulțumesc tuturor și vă salut pe toți. Mulțumim încă o dată, mult succes și în ceea ce înseamnă acest play-off de promovare și nu numai.